Ambele autobuze care efectuau curse pe trasee din Pitești s-au întâlnit la o intersecție semaforizată din centrul orașului, iar șoferul uneia dintre ele le-a declarat polițiștilor că ar fi rămas fără frâne. Celălalt avea verde și s-a trezit lovit în plin după ce autobuzul a ricoșat într-un stâlp din beton. Un bărbat de 59 de ani care conducea un autobuz pe Bulevardul Eroilor din municipiul Pitești, la intersecția cu strada Armand Călinescu, în împrejurări care vor fi stabilite din cercetări, posibil pe fondul pătrunderii în intersecție pe fondul nerespectării semnificației semaforului electric, având culoarea roșie în funcțiune, a intrat în coliziune cu un alt autobuz, condus de un bărbat de 55 de ani, care se deplasa pe strada Armand Călinescu. Cei 6 călători care se aflau în cele două mașini nu au fost răniți, dar s-au ales cu o sperietură zdravănă. În schimb, ambii șoferi au suferit răni și au fost duși cu două ambulanțe la spitalul din Pitești. A existat o colizie între două autobuze în care se aflau 6 pasageri și cei doi conducători auto. În urma evaluării situației, cei doi conducători auto au fost asistați medical de către echipajele SMUL și transportați la UPU Pitești. Din cauza accidentului, traficul a fost blocat, apoi s-a circulat alternativ. Polițiștii spun că este necesară o expertiză tehnică a autobuzului, care va fi atașată dosarului penal deschis pentru vătămare corporală din culpă.